Ei, și acum vă rog să fiți atenți la ceea ce urmează, să nu cumva să pierdeți, că este foarte interesant. Știți că de la o vreme medicina alternativă nu mai este un hobby sau un moft, ea este chiar o știință și chiar o parte bună a medicinei alopate. Haideți să urmărim următorul reportaj și o să vedem despre ce este vorba. Doamna Raiciu, compania pe care o reprezentați este un etalon. Cum a fost evoluția ei de-a lungul timpului? Compania noastră este o companie înființată în anul 1991. Este o companie care a fost gândită și concepută de o singură persoană, domnul Ștefan Manea, omul cu cele mai multe brevete în viață. Și sigur, faptul că suntem o companie care oferă peste 400 de locuri de muncă oamenilor din această țară, eu zic că este un lucru foarte important. Este o companie cu capital 100% românesc. Și este o companie care se dedică sănătății românilor. Care au fost provocările de-a lungul timpului în atingerea acestui obiectiv? Au fost foarte multe provocări. În primul rând, faptul că ne ocupăm cu producția și distribuția de suplimente alimentare care conțin plante medicinale și aromatice ne-a făcut să fim mai severi și mai serioși în ceea ce privește calitatea produselor. Și atunci, sigur că a convinge medicul sau farmacistul că a folosi anumite tipuri de suplimente alimentare care conțin aceste plante medicinale și aromatice este un lucru capital. Multe provocări, pentru că a trebuit să implementăm foarte multe sisteme de calitate. Am dezvoltat foarte mult gama de produse, peste 450 în portofoliu și 230 în oferta comercială, și faptul că a trebuit în multe conferințe, simpozioane, expoziții să discutăm atât cu medicii farmaciștii cât și cu consumatorul final și să-i convingem că a folosi anumite produse naturale este un lucru extrem de important. Legea cum vă susține în aceste demersuri pe care le inițiați? Dacă mă întrebați pe mine personal, care sunt implicată și în Comitetul Tehnic de la nivelul Ministerului Agriculturii, partea de legislație n-aș putea să spun că ne-a ajutat foarte mult, pentru că sunt foarte multe plante care există, plante medicinale și aromatice, care există pe lista plantelor interzise și periculoase, și de peste 3 ani de zile ne-am chinuit cu una dintre ele să o scoatem de pe această listă și să creăm o altă listă care cuprinde peste 3000 de plante, care să fie în sprijinul producătorului român și nu numai. Da. Spuneați la un moment dat că ați avut aceste inițiative de a promova medicina complementară, folosirea suplimentelor alimentare. Cum este relația dumneavoastră a medicilor homeopați cu medicii alopați? Există un parteneriat deschis? Da, întotdeauna. Cei din urmă sunt dispuși la colaborare cu dumneavoastră? Să știți că da, întotdeauna noi am avut o deschidere față de medicii care folosesc produse alopate, pentru că există medici cu competență în apifitoterapie. Și în materialele noastre și în articolele pe care dumneavoastră le-ați văzut înainte de acest interviu, ați putut remarca că există o colaborare strânsă între medic și cel care lucrează în această companie, indiferent dacă lucrează în domeniul cercetării, marketingului, vânzărilor sau producției. Este foarte important să explici medicului sau farmacistului că un anumit tip de produs are proprietăți terapeutice, mai ales atunci când e vorba de plante medicinale și aromatice. Cercetarea este înseamnă continuă evoluție. Care sunt direcțiile actuale de cercetare ale companiei? Direcțiile actuale de cercetare sunt tot în domeniul plantelor medicinale și aromatice, tot în domeniul agriculturii ecologice, pentru că avem culturi în agricultură ecologică, atât în București cât și în județul Telorman. Și sigur că principalele direcții se referă la utilizarea anumitor tipuri de plante. De exemplu, vă povesteam de cânepă, cannabis sativa, care este o plantă cu proprietăți deosebite, armurariu, negrilică. Negrilica este o plantă care se regăsește în combinație cu cânepa și cu inul.
Când vorbim despre medicamente, despre farmacii, ne vedem puși în situația de a vedea la televizor tot fel de reclame aproape agresive. La fiecare canal de știri vedem aceste reclame. De ce nu se întâmplă la fel și cu produsele naturiste? Adică există un deficit de marketing sau... Cred că există nu neapărat un deficit de marketing. Aceste reclame nu fac bine, pentru că a face reclamă, îmi cer scuze dacă deranjez pe cineva, unei farmacii sau unui medicament, înseamnă să promovezi boala. Ori în alte țări nu veți vedea aceste lucruri. Sigur, producătorii români nu au bugetele de marketing ale companiilor multinaționale. Încearcă și ei să facă cât mai multă promovare. Noi încercăm în mediul online, prin propria noastră revistă, prin conferințe, prin ceea ce încercăm să facem, discuția directă cu consumatorul final. Societatea se confruntă cu tot felul de maladii. Una dintre cele mai grave este cancerul. Descoperirea unui leac este o provocare continuă. Dumneavoastră, cum încercați să faceți față acestei provocări? Cu ce progrese veniți? Noi putem să-i ajutăm pe partea de ameliorare, niciun caz pe partea de tratare, iar noi nu încercăm să înlocuim medicația alopată cu medicația naturală, ci să o completăm. Ați adus în discuție această problemă a celor care promovează doar un anumit tip de medicină. Există pe site-uri, chiar și la televizor, pe anumite posturi, oameni care vorbesc despre proprietățile plantelor, care fac tot felul de recomandări, dar care nu au neapărat o bază solidă științifică. Credeți că fac rău medicinei naturale acest tip de promovare? Ați pus punctul pe ei, pentru că cei care trebuie să discute despre un produs natural trebuie să aibă o anumită pregătire. Din punctul meu de vedere, un biolog, un chimist, un farmacist, un medic are tot dreptul să discute despre fitoterapie. Pentru că fitoterapia înseamnă și chimie, și biologie, și biochimie, și farmacie, și medicină. Nu cred că un om care nu are pregătire în domeniu poate să pună problema sau să discute într-o emisiune despre ce trebuie să facă un pacient sau nu trebuie să facă. Înțeleg că ați avut preocupări în folosirea cânepii în cercetările dumneavoastră. Să dezvoltăm un pic acest subiect. De ce ați ales cânepa? Este cea mai veche plantă cultivată, din câte știm noi. Așa este, cultivată încă din cele mai vechi timpuri, de pe vremea lui Alexandru Lăpușneanu. Ideea cultivării cânepii a avut-o domnul Ștefan Manea. Eu m-am ocupat timp de 3 ani de zile ca să reușim să notificăm un produs la Ministerul Agriculturii, un produs care conținea ulei din semințe de cânepă, din semințe de in și negrilică, pentru că uleiurile vegetale în această combinație și nu numai au o concentrație crescută de acizi grași esențiali omega 3 și 6 pe care de altfel noi nu-i avem în organism. Îi găsim însă în uleiurile vegetale și în uleiul de pește. Peștele însă, dacă veți citi o carte a doctorului american Patrick Holvor, Gândește așa cum mănânci, veți vedea că unele specii pot avea și o concentrație anume de mercur. Și atunci, sigur, că a lua acizi grași esențial omega 3 și 6 dintr-un ulei vegetal este mai indicat decât a folosi un anumit tip de ulei de pește. Înainte de a începe acest interviu, vorbeam despre faptul că alimentația contează foarte mult și ne induce starea de sănătate sau dimpotrivă. Românii mănâncă sănătos? Nu prea, nu? Românii nu mănâncă sănătos, dar nici nu au ce mânca, dacă mă întrebați pe mine, sănătos, pentru că discutam chiar de domnul dr. Pavel Chirilă și de o carte pe care dânsul a scris-o, Nu hrăni cancerul, iar eu vă povesteam că într-una din cărțile dânsului, și eu țin foarte mult la ceea ce scrie și ce spune, se discuta despre pâinea albă, despre zahărul dublu rafinat, despre sarea iodată, despre carnea animală care conține antibiotice sau hormoni, despre uleiurile dublu rafinate și care nu sunt obținute prin presare la rece. E o listă foarte lungă, iar ca să închei lista, e vorba și de legumele și fructele modificate genetic, pe care le găsim în toate magazinele de specialitate. Doamna Ralciu, este posibil să existe un interes ca omul să fie păstrat așa într-o stare de semisănătate, să spunem? Adică avem nevoie să fim așa un pic bonlăvior ca să ne ducem să umplem buzunarele celor care au companiile farmaceutice?
Ca să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, cred că interesul lor este ca să te țină dependent de anumite produse alopate. Sigur, dacă o să mă audă cineva, probabil o să se supere, dar eu sunt convinsă că partea de producție în România a fost stopată și din dorința ca noi să fim o piață de desfacere. Există un control al suplimentelor alimentare care ajung pe piață? Un control riguros? Nu există un organism de control care să aibă posibilitatea să controleze, scuzați că m-am repetat, ceea ce se întâmplă acum la nivelul pieței suplimentelor alimentare. Sunt foarte multe suplimente alimentare care vin din import. Din punctul meu de vedere, acolo ar trebui să se facă un control mai riguros. Producătorii români sunt controlați de foarte multe organisme ale statului și atunci importul este ceea ce creează anumite probleme din punctul meu de vedere. Cât de important este ca aceste suplimente alimentare să fie luate sub prescripția și sub îndrumarea unui medic? Pentru că sunt foarte mulți români care se duc și spun, cred că am nevoie de calciu, haide să-mi iau un supliment alimentar. Dacă suntem o persoană sănătoasă, dacă nu avem o afecțiune, dacă nu avem și o anumită vârstă, putem să folosim suplimente alimentare. Dar dacă avem afecțiuni și vrem să discutăm și cu medicul, mă refer la cei care vor să discute cu medicul cu competență în apifitoterapie. E foarte bine să consultăm medicul, din punctul meu de vedere. Revenind la compania pe care o reprezentați, cum vedeți viitorul ei? Ce și-a propus? Cum își va continua misiunea? Noi ne-am propus să insistăm asupra părții de a promova produsele naturale în domeniul medical mai mult, să încercăm să discutăm cu medicul, avem niște programe prin care vom discuta cu medicii și cu farmaciștii, să cunoască mai mult aceste produse și să încercăm prin mass media, dacă se poate, să avem o campanie în care să-i facem pe oameni să înțeleagă că a folosi o plantă nu este un leac băbesc. Este un lucru important, un lucru prin care eu pot să-mi îmbunătățesc sănătatea. Da. Vă mulțumesc mult pentru răspunsul acordat. Și eu vă mulțumesc.